Salut, sunt Lucian, iar ăsta e un nou vlog Unlock Your Future Tech pe Bex.ro. Azi o să vă arăt cum puteți monta videoclipuri direct pe telefon. Luna trecută am fost cu Bex la Comic Con, unde am făcut un vlog pe care l-am filmat și l-am montat direct pe telefon. Am luat atunci o aplicație, se numește Videoshop și eu o mai folosesc chiar și acum, atunci când vreau să fac Insta Stories, ceva mai interesante, cum e asta, de exemplu. Hai să vă arăt acum că m-ați văzut cu longboard-ul și cum funcționează aplicația. Videoshop e icoana asta portocalie cu o cameră de filmat pe ea. Vă spuneam că eu am plătit pe ea 2 sau 3 dolari, nu mai aduc aminte exact cât, dar am plătit pentru că sunt pe Apple, pe iOS și pe iOS aparent costă. În Google Play, dacă aveți telefon cu Android, o găsiți gratuit. Videoshop e o aplicație super simplă, nu face lucruri foarte complicate, adică nu vei avea niciodată un rezultat al montajului similar cu cel de pe Premiere Pro, dar pentru un telefon își face treaba destul de bine. Înțeleg că sunt mai multe, mie Videoshop îmi place cel mai mult. Cea mai importantă unealtă la Videoshop este Trim, unealta cu care tai videoclipurile. Da, e foarte ușor de folosit, pentru că dacă ții un pic mai mult apăsat pe una dintre laturi, stânga sau dreapta, automat primești așa un zoom in în videoclip și poți să tai la frame-ul la care vrei tu. Ai trei variante, trim, cut și split. Cu trim îți selectezi partea care vrei să rămână și restul se șterge. Cu cut poți scoate o anumită parte din videoclipul pe care l-ai selectat, iar cu split îl poți împărți în două unde vrei tu și după aia să mai faci alte tăieturi. O altă chestie foarte importantă, speed, este unealta cu care setezi videoclipul să meargă mai repede sau mai încet, iar dacă ai un iPhone și filmezi la 60 de frame-uri pe secundă, poți să faci niște slow motion-uri destul de interesante. Display, de aici te poți juca cu luminozitatea videoclipului, cu contrastul, cu culoarea, bineînțeles, și cu umbrele mai ales. O altă chestie super mișto la Videoshop, ai o funcție care se numește Impose, pe care dacă vrei, de exemplu, să-ți pui o imagine sau un logo, de exemplu logo Instagram, îl poți pune foarte simplu, îl mărești, îl faci cât de mare vrei tu, după care, dacă vrei, îți pui și un text cu, de exemplu, uite, să-mi pun contul de Instagram. Dar nu vreau să fac chestia asta. Absolut orice lucru pe care nu-l mai vrei, îl selectezi și în bara de unelte ai în capăt, în dreapta, Delete, îl ștergi foarte repede, mai ales dacă ai greșit ceva în videoclip, de exemplu ai greșit o tăietură, poți să îi dai un undo și revine la setarea pe care o avea înainte. Sound și voice, alte două funcții foarte importante la Videoshop. Dacă ne referim la sounds, dacă vrei să pui un sunet pe videoclipul tău, ai tracks, sounds și music. Music se referă la muzica de pe telefonul tău. Sounds e o colecție de o grămadă de sunete ale aplicației gratuite și de asemenea tracks, câteva melodii pe care le poți pune, dar nu sunt cine știe ce. Cred că cel mai bine îți iei muzica de pe telefon, să o editezi și o salvezi după cum vrei. La orice piesă pe care o pui, poți tăia începutul, poți seta de unde să înceapă și poți seta unde să se încheie. La fel și cu vocea, în momentul în care vrei să vorbești peste imaginile pe care le-ai filmat, îi dai voie aplicației să acceseze microfonul, îi dai record și poți vorbi peste acele imagini. Cam atât despre Videoshop. Dacă vă place, poate o descărcați, poate faceți niște videoclipuri, poate le puneți pe Instagram și poate le văd chiar eu.